seara și bun găsit! Sunt Ionela Gherghe și vă prezint buletinul de știri. Mai mulți localnici din comuna gorjeană Plopșoru, satul Piscu Vechi, au primit amenzi rutiere, deși nu au permis de conducere sau sunt foarte bătrâni și bolnavi. Amănunte imediat în jurnal, dar să vedem mai întâi titlurile ediției. Muzeul Oltenia a celebrat astăzi 100 de ani de la înființare. Rețea de criminalitate informațională destructurată astăzi de polițiștii din ICOT în urma 11 percheziții domiciliare în județele Mehedinți, Dolj, Hunedoara, Buzău și Timiș. Medicii de familie vor trebui să facă mai multe teren și să ofere consultații la domiciliu pacienților înscriși pe liste conform noului contract cadru aprobat de guvern. Mai mulți localnici din comuna gorjeană Plopșoru, satul Piscuri 2, au primit amenzi rutiere, deși nu au permis de conducere, sunt foarte bătrâni sau suferă de boli grave. O bătrână de 72 de ani are de achitat suma de 4.000 de lei cu titlul de amenzi rutiere, deși nu a avut niciodată permis sau mașină. Femeia se deplasează cu ajutorul unui baston. Un alt localnic are de achitat amenzi rutiere în valoare de 10.000 de lei, deși este semi-paralizat și nu a condus decât tractorul înainte de a se pensiona. Primarul din Plopșoru, Petre Grigorie, a declarat că este vorba de o greșeală de calculator, dar că ar putea fi amenzi primite de copiii localnicilor. La început de an, el trimit oamenilor o informare cu sumele pe care le-au de plătit către bugetul local. Acum s-a întâmplat să fie o greșeală și operatorul de la calculator să bifeze în loc de căsuța de amenzi locale, a bifat căsuța amenzilor de circulație. Nu este nicio problemă, e doar o înștiințare. Banii, desigur, oamenii trebuie să-i dea pentru că sunt amenzile lor. Poate nu sunt toate ale lor, să fie și pe numele unor copii, dar care vin și se socotesc tot pe numele titularului de rol, așa că este la noi la țară. De bani avem nevoie pentru că anul acesta ne-au fost alocați mai puțin la buget decât în alți ani și suntem nevoiți să recuperăm acești bani ca să dăm salariile la oameni. Altfel intrăm în incapacitate de plată și ce facem? A spus primarul din Plopșoru, Petre Grigorie. Procurorii din ICOT a efectuat astăzi 11 percheziții domiciliare în județele Mehedinți, Dolj, Hunedoara, Buzău și Timiș, într-un dosar ce vizează destructurarea unei grupări infracționale organizate, specializate în criminalitate informatică, informează un comunicat al instituției. Prejudiciul a fost produs în acest dosar și este de 4.500.000 de dolari. Potrivit procurorilor, în perioada 2013-2014, mai multe persoane s-au constituit într-un grup infracțional care, prin fals informatic, dar și prin folosirea unor programe informatice, au obținut în mod ilegal date confidențiale de tip bancar, aplicații de comerț electronic sau informații referitoare la carduri de credit, folosind tehnici de manipulare a datelor identității unei persoane sau instituții. Membrii grupării comercializau pe diferite pagini web atât programe informatice care acordau dreptul de acces la diferite servere, dar și date confidențiale bancare obținute în mod fraudulos. Prin activitatea infracțională desfășurată, gruparea a prejudiciat serverele unor companii naționale și internaționale de telefonie, furnizori de servicii de plată prin internet, companii de servicii financiare, operatori din domeniul serviciilor poștale, dar și servere guvernamentale din Australia și Columbia. Ca urmare a perchezițiilor la sediul DICOT, biroul teritorial Mehedinți, vor fi aduse în vederea audierii un număr de 10 persoane. Și polițiștii din Gorj au efectuat astăzi mai multe percheziții la persoane suspectate că au obținut date bancare confidențiale pe care apoi le-au folosit ilegal pentru a comanda online diferite produse ce erau ridicate din România și Italia. Potrivit unui comunicat al Poliției Române, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj și a Inspectoratului Județean de Poliție, sub coordonarea procurorilor DICOT, biroul teritorial, s-au făcut 4 percheziții domiciliare în județ, la persoane bănuite de fraude informatice de tip spam și RootScan. În cauză sunt făcute cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fraudă informatică și acces fără drept la un sistem informatic în scopul obținerii de date informatice. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de aproximativ 100.000 de euro. Muzeul Oltenia a celebrat astăzi 100 de ani de la înființare în prezența oficialităților locale și județene. Evenimentul a fost marcat printr-o expoziție de patrimoniu cultural provenit din valoroase colecții etnografice Aman și Romanescu, care aparțin acum Muzeului Olteniei și Muzeului de Altă din Craiova.
Muzeul Olteniei s-a înființat în data de 1 aprilie 1915 printr-o dispoziție dată de prefectul județului Dolj de la acea vreme, Constantin Pop. Însă cel mai mare merit l-a avut profesorul Ștefan Ciuceanu, care a întreprins demersuri pe mai mulți ani pentru înființarea acestui muzeu. Prima denumire primită a fost Muzeul Național de Antichități și Etnografie. Meritul pentru înființarea acestui muzeu l-a avut distinsul profesor Ștefan Ciuceanu, care a întreprins demersul pe mai mulți ani pentru înființarea acestui muzeu. Prima denumire a Muzeului Olteniei a fost Muzeul Regional de Antichități și Etnografie. Poate puțin dintre noi cunoaștem că profesorul Ștefan Ciuceanu, înainte de a întemeia Muzeul Regional de Antichități și Etnografie, încă din anul 1911, când devenise director al Fundației AMAN, sublinia necesitatea înființării în bănie a unui muzeu regional. Este cu adevărat un eveniment extraordinar care se petrece în viața noastră culturală și care, alături de celelalte evenimente similare pe care le-am trăit în acești ani, respectiv 100 de ani de la înființarea Bibliotecii Alexandru și Aristia Aman și 100 de ani de la Școala Populară de Artă Corneti, iată, o a treia instituție craioveană împlinește venerabila vârstă de 100 de ani, că în acești ani au crescut specialiști extraordinari din cadrul acestui muzeu, care fac față oricăror confruntări cu colegii lor din țară și din străinătate. Sunt onorat ca la 100 de ani să constat că acest muzeu arată foarte, foarte bine, are foarte multe exponate care să arate cam tot ce este important în istoria acestei zone. Resursa umană care înseamnă muzeograf, care înseamnă cercetător, care înseamnă restaurator. A făcut ca aceste exponate să fie conservate cum trebuie, să păstreze astfel permanența și continuitatea existenței noastre în Oltenia și, de ce nu, în România. Și a făcut ca acest muzeu să fie cunoscut național și internațional prin tot ceea ce au realizat. Evenimentul a fost marcat printr-o expoziție cu valoroase colecții etnografice Aman și Romanescu, care aparțin acum Muzeului Olteniei și Muzeului de Artă din Craiova. Actul de înființare a Muzeului Olteniei a fost expus la loc de cinste. Prin combinarea materialelor ilustrative și a pieselor de patrimoniu cultural, expoziția își propune să prezinte pe de o parte muzeul de-a lungul evenimentelor istorice, iar pe de altă parte activitatea de cercetare și de popularizare a patrimoniului cultural. Expoziția invită iubitorul de istorie să parcurgă harta descoperirilor arheologice din Oltenia și să observe o parte a materialului provenit din aceste cercetări. Obiecte de silex și topoare de piatră de la Toceni și Cârcea, vase aparținând culturii Gârla Mare, ceramică romană și medievală. Modificări importante pentru medicii de familie după ce guvernul a aprobat pachetul de servicii medicale și contractul cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 2014-2015, conform site-ului Gazeta9.ro. Medicii de familie vor fi puși să facă mai mult teren, urmând să fie mai bine plătiți pentru servicii decât pentru simplul motiv că au pacienți înscriși pe liste. Actul normativ aduce o serie de noutăți, mai ales în ceea ce privește asistența medicală primară. În cadrul pachetului de bază au fost introduse serviciile de administrare de medicamente intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabile, după caz acordate asiguraților de pe lista proprie a medicului de familie, în timpul programului de lucru în cabinet. S-a dublat numărul maxim de consultații la domiciliu ce pot fi acordate lunar de către medicii de familie de la 21 la 42 și s-a extins categoria pacienților care pot beneficia de aceste consultații. Astfel, consultațiile la domiciliu se acordă și asiguraților nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, celor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet.
Sunt considerate consultații la domiciliu, inclusiv examinarea acordată de medicul de familie în vederea constatării decesului. În același timp, medicii de familie nu vor mai fi obligați să aibă un număr de cel puțin 800 de pacienți înscriși pe listă pentru a încheia un contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Acțiune de plantare de copaci în zona ariei protejate Pădurea Seacă, Opteșani, mâine, începând cu ora 10:30. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Conservarea Biodiversității în județul Olt, de Consiliul Județean, în parteneriat cu Asociația Gândește Verde și Direcția Silvică Olt. Vor participa cadre didactice și elevi din cadrul școlilor gimnaziale din localitățile Poboru, Spineni, Găneasa, Piatra Olt, Pleșoiu, Scornicești și Liceului Tehnologic Piatra Olt, precum și a comunității locale din zonă. Acțiunea de plantare de puiet forestier pe teritoriul ariei protejate se va face sub coordonarea reprezentanților Direcției Silvice Olt. Astfel, se speră la o informare și conștientizare privind rolul pădurii și al conservării florei și faunei din ariile protejate constituite în cadrul rețelei Natura 2000. Mătreața este una dintre cele mai des întâlnite probleme ale scalpului. În cele mai multe dintre cazuri, aceasta nu este o afecțiune gravă și nu determină căderea părului. Cu toate acestea, în situații mai rare, mătreața severă poate fi un semn de dermatită seboreică. Dacă apare senzația de mâncărime persistentă, iritația la nivelul scalpului sau apariția unor pete roșii de-a lungul cefei, atunci ar fi indicat consultul medical de specialitate. Când nu este vorba despre o afecțiune gravă care determină apariția mătreții, există câteva ingrediente care ne pot ajuta să o înlăturăm. Unul dintre cele mai eficiente ingrediente este uleiul de măsline încălzit, cu care se va masa scalpul și apoi se va lăsa să acționeze 20 de minute. După această procedură se va peria părul viguros cu o perie cu păr natural, apoi se va spăla părul cu un șampon de calitate. Procedura se va repeta de 2 ori pe săptămână. Cimbrul poate ajuta, de asemenea, în tratarea scalpului. Un amestec simplu care conține cimbru poate fi de ajutor pentru îndepărtarea mătreții. Se vor fierbe 4 linguri cu vârf de cimbru uscat în 2 căni de apă caldă timp de 10 minute. Se va strecura amestecul și se va lăsa lichidul să se răcească la temperatura camerei. După spălarea și limpezirea părului, se aplică jumătate din licoare să acționeze pe părul umed în timp ce masăm scalpul. Uleiul de cocos este o altă soluție. Acesta a fost folosit cu mult timp în urmă ca balsam natural pentru prevenirea mătreții. Pur și simplu se va masa scalpul cu ulei și se va lăsa să pătrundă în pielea scalpului. Timp de 30 de minute, apoi se va clăti. Frigul, vântul, soarele puternic, spălatul excesiv, substanțele chimice din detergent sau carențele vitaminice sunt principalii factori care contribuie la uscarea pielii mâinilor. Există o varietate de produse dedicate îngrijirii mâinilor care pot să hidrateze și să catifeleze pielea. Cele cu adevărat eficiente însă au prețuri pe care nu și le poate permite oricine. De aceea cele mai bune soluții sunt remediile naturiste, mult mai ieftine, dar la fel de eficiente în tratarea problemelor mâinilor. Un ajutor de nădejde în tratarea pielii uscate a mâinilor este oțetul de mere. Mâinile trebuie să se înmoaie pentru câteva minute în apă cu oțet de mere, după care trebuie șterse superficial. Oțetul de mere ajută la calmarea mâinilor crăpate și uscate. O altă metodă pentru evitarea uscării mâinilor este alegerea unui săpun hidratant cu un pH scăzut. Cu cât un săpun are mai multe ingrediente naturale, cu atât este mai bun. Un remediu foarte eficient este o mască făcută dintr-un gălbenuș de ou, puțin suc de lămâie și o lingură de ulei de măsline. Această mască se lasă să acționeze asupra mâinilor aproximativ 15 minute. Ea previne îmbătrânirea mâinilor și le face mai catifelate. O altă idee bună pentru menținerea mâinilor tinere este și masca preparată numai cu albușuri de ouă. Aceasta are efect antirid și ajută la regenerarea celulelor din piele. Pentru prepararea unei creme naturale de mâini trebuie combinată puțină apă de trandafiri cu o lingură de glicerină și câteva picături de suc de lămâie. Această loțiune ajută și la ameliorarea petelor de pe piele. De asemenea, se poate prepara o cremă din suc de castraveți, care poate fi folosită în fiecare seară. Această cremă dă mâinilor un aer sănătos și le ajută să se mențină hidratate. Dincolo de toate produsele care ne pot ajuta pentru a avea un aspect sănătos al mâinilor, un lucru esențial este folosirea mânușilor de fiecare dată când utilizăm produse de curățat, pentru că acestea usucă mâinile și le îmbătrânesc. A venit timpul pentru informațiile meteorologice. Vremea se va răci în următoarele 24 de ore în toată Oltenia. La noapte se va înregistra o temperatură de 0 grade Celsius la Târgu Jiu, va fi 1 grad la Râmnicu-Vâlcea, în timp ce la Calafat mercurul va urca până la 4 grade în termometre. Mâine vor fi 10 grade Celsius la Cetate, Târgu Jiu și Drăgășani. La Craiova vor fi 12 grade Celsius și va bătea vântul. O maximă de 14 grade se va înregistra la Calafat.
Știrile se încheie aici, sunt Ionela Gherghie, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de programele ale GTV. Pe mâine!